Universitatea de stat Aleco Rousseau din Bălți este o instituție de învățământ superior cu o istorie bogată, tradiții și experiență care își asumă rolul promotor al excelenței științifice, educaționale și culturale în societate. În prezent, aici își fac studiile aproximativ 5.000 de tineri. Și bine v-am regăsit la Alma Mater! Reieșind din edițiile anterioare, putem spune cu certitudine că Republica Moldova se bucură de un număr mare de instituții de învățământ mediu și superior capabile să formeze specialiști calificați. Astăzi am ajuns în capitala de nord a Moldovei, în orașul Bălți, aici unde se înalță falnic Universitatea de stat Aleco Rousseau. În continuare vă propun să descoperim tainele acestei instituții. Răsfoind istoria acestei instituții, aflăm că în luna martie 1945, când pe fronturile Marelui Război pentru apărarea patriei mai continuau lupte înverșunate, a fost adoptată hotărârea Sovietului Comisarilor Norodnici al URSS despre fondarea Institutului Învățătoresc de Stat din Bălți. În același an, în luna septembrie, în cadrul institutului a început prima zi de studii. Ulterior, în anul 1953, Consiliul de Ministri al URSS a luat decizia de a înființa la Bălți Institutul Pedagogic. După câteva luni de activitate a Institutului Pedagogic, conform hotărârii Consiliului de Ministri al Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești, Institutului Pedagogic de Stat din Bălți i s-a conferit numele scriitorului Aleco Rousseau. Iar la 21 mai 1992, conform hotărârii Guvernului Republicii Moldova, Institutul Pedagogic este reorganizat în Universitatea de Stat Aleco Rousseau din Bălți. Universitatea formează specialiști în mai multe domenii de formare profesională, cum ar fi cadre didactice, filologi, traducători, psihologi, economiști, educatori. Tot aici vin să-și urmeze studiile cei care doresc să devină ingineri, programatori, juriști, asistenți sociali, jurnaliști sau muzicieni. Instituția este localizată într-un campus modern și elegant, chiar în centrul orașului Bălți. Aceasta include 7 blocuri de studii dotate cu laboratoare, sel pentru diverse activități culturale și științifice la cel mai înalt nivel. Universitatea oferă programe de studii la toate nivelele educaționale, licență, masterat, doctorat și formare continuă. Tinerii care aleg să-și urmeze studiile aici pot opta pentru următoarele facultăți. Facultate de Litere, Științe Reale, Economice și ale Mediului, Științe ale Educației, Psihologie și Arte și Facultatea Drept și Științe Sociale. Studenții care optează pentru Facultate de Litere pot obține următoarele specialități: profesori în Științe ale Educației, traducători în domeniul științelor umanistice, Științe ale Comunicării și Informării. Pe lângă limba de stat, la facultate se studiază și limbele rusă, ucraineană, engleză, franceză, spaniolă, poloneză, lituaniană, georgiană și germană. Germana este o limbă foarte grea, este o limbă care are foarte multe reguli gramaticale și nu toți pot să le prindă aceste reguli, însă eu aș vrea să demonstrez că totuși este posibil așa ceva. Aș vrea să fiu o profesoară, indiferent engleză ori germană, însă deci îmi place foarte mult să lucrez cu copiii. Olesea nu a ezitat să-și exprime satisfacția față de orele parcurse la facultate în limba germană. Dicht unde India Universitatea Aleco Rousseau sunt sehr interesant und creativ. Iar Liliana este din București, dar locuiește în preajma orașului Bălți. Întotdeauna și-a dorit să urmeze o facultate de litere, de aceea a decis să-și îndeplinească visul acum, în Republica Moldova. A fost un vis mai vechi al meu, pe care nu am putut să-l realizez în România din cauza situațiilor. Știu că este mai complicat să faci o facultate după 40 de ani, dar se poate. Cu un pic de efort,
mai mult efort, dar se poate. Cum se petrec orele aici? Bine, foarte bine și interesant și interactiv și îmi place foarte mult. Învățământul bălțean, care are peste 70 de ani, reprezintă o adevărată tradiție pe care au făurit-o de-a lungul anilor personalități notorii. Ideea de universitate se leagă de ideea de tradiție și această tradiție au făcut-o niște oameni. Niște oameni care s-au numit Efim Levit, Eliza Botezatu, Valeriu Semic, profesori care au construit această facultate de la originile ei, dându-i un anumit spirit, dându-i un anumit nerv, dându-i un anumit caracter. Și acest caracter, eu vreau să cred că s-a perpetuat în timp, în ani, și a modelat oameni care transmit această ștafetă a literilor de la un timp al originilor spre un timp al actualității și ceea ce înseamnă întotdeauna efort, mobilizare. Ceea ce reprezintă astăzi dimensiunea literară care se predă, se cultivă, se promovează la Facultatea de Litere de la Universitatea de Stat Aleco Rusu din Bălți, sunt personalități importante și aici sunt profesori care au ce învăța studenții, nu doar citind din cărți, ci scriind ei înșiși cărți. Iar tinerii care își doresc să activeze în viitor în calitate de profesor de limbă franceză în instituții educaționale preuniversitare, în calitate de traducători, corectori la anumite publicații și edituri, au parte de ore interactive în cadrul unui centru lansat acum 5 ani de către o agenție francofonă. Acesta are drept scop de a promova limba și cultura franceză. Pour la plupart des planètes de notre système solaire, la longueur et la journée est une donnée physique claire et sans ambiguïté. Frumoasă, armonioasă și melodioasă este cu siguranță limba franceză. Fiind aplicabilă în mai multe domenii, cum ar fi în jurnalism, studenții învață să analizeze structura unui text mediatic. Cum se descurcă? Haideți să aflăm! Avem de aranjat un articol pe secvențe, să primim un articol întreg. Articolul de presă este foarte important ca acesta să înceapă cu o informație care atrage atenția cititorului. Studentele ne-au demonstrat că se descurcă foarte bine atât la capitolul traducere cât și discurs fluent. Le Parlement européen vote pour l'interdiction des produits en plastique à usage unique. Parlamentul European votează pentru interdicția produselor de uzaj plastic și eurodeputații susțin această idee. La langue française n'est pas très développée en Moldavie, mais j'ai eu la possibilité de voyager beaucoup. J'ai voyagé en France, j'ai vu Paris, la ville grise, la ville qui peut impressionner beaucoup. Prin inițierea multor stagii și ateliere de formare pentru profesorii și colaboratorii Universității Bălțene, am reușit să favorizăm o comunicare și o colaborare fructuoasă, multidisciplinară și multiaspectuală. Organizarea activităților și evenimentelor pentru studenți, cum ar fi mese rotunde cu diverse tematici, concursuri de inteligență, de creativitate și ingeniozitate. În cadrul facultății sunt organizate diverse simpozioane, mese rotunde, dezbateri la care participă diferite personalități notorii de la noi din țară, printre care și criticul și istoricul literar, om emerit al Republicii Moldova, academicianul Mihai Cimpoi. Perioada despre care discutăm în cadrul acestui simpozion este o perioadă de libertate a creației, de o întoarcere la izvoare, la rădăcinile noastre, la matricea noastră stilistică adevărată, la valorile noastre. La Bălți eu vin întotdeauna cu plăcere deosebită, cu o satisfacție estetică, să zic așa, fiindcă sunt și doctor honoris causa aici, colaborez cu colegii mei de aici. Pentru că la Facultate de Litere se studiază tocmai 10 limbi, studenții, fiind activi și ingenioși, au organizat aici un flash mob pentru a promova limbile care le sunt aproape de suflet și au pregătit câte un mesaj. Bună ziua!
Hello. And welcome to Aleco Russo Belt State University. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Universidad Aleco Russo de Belt. Este un cocon al plăcerilor intelectuale. Este o facultate care formează personalitatea studentului, în care acesta poate evolua intelectual, se poate efectiv forma. Își învață o gândire pe cont propriu, învață să croșeteze un discurs impecabil. Tinerii care doresc să activeze în viitor în organele sistemului judecătoresc, procuratură, notariat, avocatură, în calitate de funcționari în cadrul autorităților publice locale și centrale, asistenți sociali sau profesori de istorie și educație civică, aleg Facultatea de Drept și Științe Sociale. Iurie a ales să studieze la Facultatea de Drept deoarece și-ar dori să schimbe situația actuală din țară. Aș vrea să fiu un funcționar de drept legal, adică aș vrea să schimb situația care merge acum în țară. Sunt funcționari corupți, sunt funcționari care nu își îndeplinesc meseria așa cum ar trebui. La universitate îmi place, sunt lucruri noi care le învățăm, sunt lucruri care ne-ar ajuta pentru formarea noastră profesională în viitor. Care ar fi strategiile pe care ar trebui să le aplici pentru a opri corupția, după cum ai menționat tu? În primul rând, cred că fiecare cetățean al Republicii Moldova trebuie să oprească corupția de la el însuși. Într-al doilea rând, fiecare persoană care optează pentru o meserie ar trebui să muncească cinstit. Doresc să lucrez în penitenciar. Îmi place. Eu am făcut acolo practică, adică este o instituție care îmi prezintă interes și consider că pe viitor să am succes acolo. La moment, noi realizăm sistemul izvoarelor dreptului administrativ în Republica Moldova și am ales anume să structurăm pe autoritățile care emită aceste acte normative. De asemenea, facem o ierarhie a acestor acte administrative. În sala în care suntem aici este dreptul și administrație publică care învață după o nouă metodologie, metodologia PBL sau învățarea axată pe problemă. Ei vin cu problema și cu soluția proprie. Prin această metodă ce încercăm noi să facem? Să încercăm să-i facem să gândească, să vină cu idei novatorii, pentru că tineretul este acel care trebuie să ne vină cu propuneri pentru viitor. Studenții care au ales specialitate de asistent social învață să structureze și să elaboreze dosarele beneficiarilor. Analizăm structura unui dosar, din ce este compus, managementul de caz, ceea ce include cauza, din ce cauza a ajuns beneficiarul să dispuie să fie beneficiar de asistență socială. Cred că este un dar pentru unii din noi, că nu fiecare iubește să lucreze cu astfel tipuri de oameni și persoane care sunt în situații de criză, în situații de risc, dificultate. Avem aici un model de SAFEU specializat pentru păstrarea dosarelor beneficiarilor. Aici, în contextul nostru, nu avem dosare adevărate, ele sunt dosare simulate, care au fost elaborate de studenți de la asistența socială și în baza lor învățăm experiențe pozitive. În cadrul Facultății de Drept și Științe Sociale activează clinica juridică care se axează pe dezvoltarea personală și abilităților practice a studenților. Am posibilitatea ca în afara orelor să fiu în calitate de voluntar la clinica juridică și astfel toate cunoștințele care le obțin în cadrul cursurilor să le pot implementa în cadrul activităților în care sunt înrolat în această organizație obștească și anume clinica juridică. La fel, toate abilitățile și cunoștințele obținute vor fi ca un mare succes, adică un început bun ulterior după ce vom finisa universitatea. Activitatea de bază a organizației este de a instrui studenții și de a informa cu privire la toate acțiunile care pot avea loc în afara orelor de studii. Deci, laboratorul clinica juridică universitară este o entitate care acordă activități extracurriculare în domeniul juridic, în domeniul de bază de activitate al studenților de la Facultatea de Drept și Științe Sociale. Noi, regiunea din Nord, practic, o acoperim,
absolvenții noștri sunt încadrați, dacă să luăm de la Nord, la Briceni, până la Tilinești, practică. Nu găsim un inspectorat de poliție, un organ al procuraturii sau o instanță judecătorească, unii să nu activeze absolvenții noștri. Vreau să spun că absolvenții facultății sunt nu numai cei de la drept. Chiar suntem aceiași profesori de istorie, sunt pregătiți la noi în cadrul facultății, aceiași asistenți sociali care activează pe lângă primării. O altă facultate care oferă un spectru variat de specialități este cea de științe reale, economice și ale mediului. Studenții care optează pentru această facultate își pot face studiile la următoarele specialități: tehnologii de fabricare și prelucrare, științe exacte, inginerie și activități inginerești, precum și științe economice. Iar cei care aleg specialitatea științe ale educației, după absolvire, pot activa în calitate de pedagogi la următoarele discipline: matematică și informatică, educație tehnologică, fizică și informatică, biologie și chimie sau geografie și biologie. Aici studenții studiază elementele coloanei vertebrale ale peștelui osos. Care sunt acestea, aflăm chiar de la ei. Vertebra din regiunea toracicală, aceasta mai este numită și din regiunea dorsală, vertebra din regiunea caudală și ultime vertebre ale cozii. M-a fascinat de mic copil biologia și geografia și am avut mulți profesori care m-au ghidat să devin și eu profesor de geografie și biologie. Acesta este laborator de biologie animală și aici sunt ținute cursurile de zoologie, 1, zoologie cordatelor, de asemenea microbiologie, fiziologie animală și anatomie. El este înzestrat cu diferite mulaje, cu preparate care reprezintă organele interne și structura organelor interne atât a omului cât și la diferite animale. De asemenea, sunt și preparate umide în care sunt expuse toate deci organele și ce cuprind diferite sisteme vitale. Noi avem la catedră, pregătim specialiști în deci domeniul cadre didactice în domeniul biologiei, geografiei, chimiei, totodată în domeniul agroecologiei. Și vreau să spun că avem deja niște lucruri îmbucurătoare. Absolvenții universității s-au manifestat destul de frumos în diferite domenii. La specialitatea matematică și informatică, orele de curs se susțin prin intermediul unor table performante care oferă dinamism și interacțiune maximă. Prin intermediul tablei interactive vreau să vă prezint un plan al lecției, în cazul în care deci, este nevoie să trecem direct la un primul punct din plan, deci se activează, deci iată, pe acest butonaș și se dă, deci prin link-ul respectiv se trece la acea pagină concret care e legată de punctul 1 din plan. Deci studenților le ajută ca mai rapid să asimileze materia. Deci este mai bine înțeleasă tema respectivă, fiindcă totul este redat în diferite culori. Pentru dezvoltarea domeniului ingineriei, Catedra Științe Fizice și Inginerești dispune de o instalație performantă, finanțată în cadrul unui proiect german care este constituită dintr-un printer și un scanner 3D. După ce au proiectat anumite piese în format 3D, studenții le pot vedea în realitate, imprimându-le la această printieră. De exemplu, pentru confecționarea acestei piese, studenților le-a trebuit 2 ore. Respectiv, aceasta poate fi utilizată în diferite mecanisme. De exemplu, la lecția trecută am printat această pisicuță. În așa mod ne învățăm, adică să punem în practică ceea ce facem noi la calculator. Este, pentru noi este ceva foarte minunat și util, pentru că vedem ceea ce facem, vedem lucrul nostru cu adevărat. Am ales această specialitate pentru că în viitor mă văd ca un inginer, ca un constructor. Când confecționăm piesa dată, este mai ieftin să o confecționăm întâi din plastic. Și atunci deja cu ochii noștri vedem unde, care minusuri, ce am greșit, unde am greșit, decât să dăm la, de exemplu, la uzină să o facă și să fie cu defect ceva de genul, este mult mai scump. Avem aici un printer 3D, un scanner 3D, posibilitățile sunt destul de bune, calitățile foarte înalte, timpul de lucru relativ mic, pentru că o piesă, ca să o printeze, este nevoie să printeze mai multe straturi. Scannerul este o instalație tot destul de reușită din cauza pentru că unele piese care au o geometrie mai complicată sunt scanate,
apoi redactate la calculator și deja sunt printate. Un lucru important de menționat este că cel care a reușit să pună pentru prima dată bazele studiilor inginerești la Universitatea Bălțeană este doctorul habilitat în domeniul tehnic Pavel Topală. Am fost sunuți de către compania Draxel Mayer din Germania. Am câștigat cu ei un proiect de la DAT care a adus în contribuție universității 1.300.000 de euro, din care deci au fost pregătite cadre didactice și în același timp studenții noștri au avut posibilitatea să fie învățați de către profesori din Germania. Plus la aceasta, o bună parte din studenți, la început 5, după care am ajuns până la 12, au primit și o bursă de merit. Un accent deosebit se pune pe formarea cadrelor didactice a universității în domeniul tehnologiei, informației și a comunicațiilor. Astfel, în baza mai multor proiecte internaționale, a fost deschis un centru de resurse pentru formare continuă a profesorilor. Noi organizăm în fiecare an, practic de 2-3 ori pe an, sesiuni de formare mare pentru cadrele didactice, care pe urmă folosesc cunoștințele și experiența acumulată aici în prelegerile, în seminarele, laboratoarele pe care ele petrec cu studenții. Tot în cadrul aceleiași facultăți se pregătesc specialiști în domeniul tehnologiilor de fabricare și prelucrare, dar și designeri vestimentari industriali. Creativitatea și frumusețea le putem vedea în lucrările realizate de designerii în devenire. Aici își dau frâu liber imaginației și creează adevărate colecții vestimentare. De exemplu, această rochiță, realizată în stil național, este rezultatul unui proiect de licență apreciat cu nota 10. Coasem la mașină de surfilat pentru a nu se destrăma marginile. Mai întâi se tighelează la mașina liniară, apoi se coase la mașina surfilator. Coasirea la surfilator pentru că trebuie să avem mare grijă, că acesta are cuțit și taie. Dacă nu avem grijă, putem să distrugem confecția și va fi nevoie să o începem de la început. Aici noi cum facem tiparele este primul pas într-o confecție, adică se ia mărimile, după care se creează tiparele. Dorești viitor să devii un designer vestimentar? Sincer, foarte mult. Când am aflat că la universitate este așa profesie cu design, și puțină imaginație, și anume faptul că ei sunt mașini de cusut și îți poți crea ceea ce dorești. Mulțumită profesorilor care te învață anume cum să creezi și cum să-ți îmbogățești. Noi acum suntem cu studenții noștri din anul 4 la elaborarea și modelarea formelor vestimentare numărul 4, unde elevii fac aceste confecții pentru copii. Trebuie să fie foarte creativi, imaginația să lucreze foarte bine. Pentru că arta este o taină care poate fi deslușită doar de cei care dețin un talent înăscut, la universitate a fost creată o facultate unde se cultivă spiritul creației. Aceasta este Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte. Muzica este singurul grai care poate să spună totul omului și despre om. Este cea care creează adevărate personalități. Am decis și eu să savurez din această artă astăzi și să iau niște ore de la doamna profesoară. La facultate sunt pregătiți pedagogi pentru învățământul primar și preșcolar, muzică și dans, dar și specialiști în psihologie. Tot aici, studenții parcurg programul din domeniul coreografiei și canto. Victoria spune că și-a descoperit pasiunea față de muzică încă din copilărie, iar talentul a moștenit de la părinții ei, care sunt muzicieni. În viitor dorește să devină profesoară de educație muzicală. Iubesc foarte mult să urc scena. De fiecare dată când o urc, întâmpin emoții, dar mă strădui să le exteriorizez doar pe cele pozitive. Am participat la foarte multe concursuri, atât din cadrul universității, cât și de peste hotare. Am acumulat diferite experiențe, succese, diplome, medalii chiar. Orchestra de muzică populară Alunelu activează în cadrul Catedrei de Arte și Educație Artistică și se focusează mai mult pe valorificarea potențialului creativ al studenților, dar și pe crearea unui mediu artistic axat pe artă și tradiții populare.
Mihaela își amintește că atunci când era elevă în clasa a doua și-a descoperit pasiunea față de vioară. De atunci nu se poate despărți de ea nici pentru o clipă. Pentru mine de la început era o joacă, ca pentru orice copil, apoi desigur că m-a atras și mai mult să o cunosc, să intru în lumea muzicii. Este aproape, asta este tot viața mea, tot ce mă înconjoară e muzica. Vioara e ca copilul meu, atât de mult o îngrijesc ca pe un copil. Ea mă susține aici, cu ea mi-a lin durerea, suferințele. Victoria a obținut rezultate remarcabile la mai multe concursuri naționale și internaționale. În acest an a obținut și bursa prezidențială. Sunt foarte bucuroasă, deoarece am luptat foarte mult, au fost depuse foarte multe dosare. Am ales anume această specialitate, deoarece anume muzica inobilează sufletul, ea ne oferă aripi gândirii, având închipuirii și farmec absolut tuturor lucrurilor. Tinerii care își doresc în viitor să devină educatori și pedagogi în instituțiile preșcolare sau să activeze în teatre, își antrenează cu multă dăruire și pasiune spiritul creativ, realizând lucrări și utilizând diferite tehnici, cum ar fi brodatul, quilling-ul și multe altele. În cadrul orelor de didactică, educație, tehnologie, am realizat această floare din ștrampi de capron. Cât timp ți-a luat pentru realizarea ei? Săptămână. Aici avem expus un teatru de masă cu imagini care a fost elaborat de studentele noastre. Haideți să vedem ce presupune acesta. Este elaborat pe baza povestei Ridichea Ureașă. Eu am confecționat pisicuța care are efectul de oglindă. Acesta este specificul teatrului. Aceste studente ne prezintă tehnicile de mănuire a păpușilor pentru teatru pe care le-a confecționat chiar ele. Păpușa Bibabo se îmbracă pe mâna dreaptă. Capul se fixează cu degetul arătător și mijlociu, iar mâinile păpușei se fixează cu degetul mare, inelar și cel mic. O altă regulă este contactul vizual, unde este foarte important, pentru că păpușarul trebuie să țină mâna îndoiată. O altă regulă este intrarea păpușii în scenă. Atunci când păpușa Bibabo intră în scenă, trebuie să dea impresia că se urcă pe scări. Am făcut-o din materiale, de asemenea din gips, în loc de păr am folosit ață de crușetat colțuni și machiajul am făcut eu cu guaș. Iar teatrul de umbre transpune imaginea personajului prin intermediul acestei pânze. Avem nevoie de un ecran care îl confecționăm și mai avem nevoie și de siluete care sunt confecționate din carton negru și un suport. Mai avem nevoie plus la aceasta și de lumină. Care sunt cele mai importante tehnici? Luminozitatea să fie puternică pentru a vedea imaginea din ecran. Și să știm, adică etapele când trebuie să apară imaginea în ecran. Sau se dispară și treptat. Catedra de Psihologie pregătește psihologi experți în sistemul judiciar în cadrul instituțiilor de educație corecțională, psihologi pentru victimele traficului de ființe umane, consilieri psihologi. Noi anul acesta avem cursul de psihodiagnoză și acum trecem tema testele de personalitate. Noi îi dăm clientului, îi dăm imaginea și el trebuie să o descrie. Și astfel, pe baza acestui test, noi putem face niște concluzii și avea și cunoaște mai multe trăsături de personalitate. Cum ar trebui să reacționeze persoanele atunci când sunt în situații de stres? Fiecare fapt al nostru trebuie să gândit, nu trebuie să fie făcut din grabă. Trebuie să ne păstrăm mereu calmul, să ne gândim pozitiv. Dacă noi ne uităm afară și spunem, wow, ce urât este pus omorât afară, poți să te gândești și altfel. Foarte bine, plouă, va fi roadă bună afară. Există două puncte de vedere. Trebuie să vedem jumătatea plină a paharului. Pentru a ne elibera de stres, una din metode este acest coșuleț fermecat. Aici sunt puse mai multe bomboane însoțite de câte un mesaj motivațional. De exemplu, dacă nu mă vei mânca, uite, stresul e în urma ta. Așa cum a zis părintele Selye, important este nu ceea ce ți se întâmplă, ci modul în care reacționezi. Asta este foarte important. Încercăm și pe studenții noștri să-i orientăm exact așa.
despre așa un tip de gândire. Mai avem și un laborator de stres control. Prin intermediul acestui laborator oferim servicii atât studenților de la Universitatea de Stat ale Corosol, cât și managerilor și angajaților, cadrelor didactice și didactico-științifice. Din cele patru programe de licență, două programe de licență, este vorba despre pedagogia în învățământul primar și limba engleză și programul muzică, sunt acreditate de Agenția de Acreditare Națională, iar un program cu specialități duble, pedagogie în învățământ primar și pedagogie preșcolară, este acreditat de Agenția Internațională de Acreditare AQUAS, cu sediu în Germania. Anual, atât Primăria Municipiului Bălți, cât și mai multe companii colaborează fructuos cu Universitatea de Stat ale Corosol, desfășurând în comun diverse activități. În fiecare an avem multiple activități pe care le desfășurăm în comun cu cadrele didactice și studenții acestei universități. Și printre ele aș vrea să evidențiez, cred că, astfel de evenimente, cum ar fi cele legate de Facultatea de Litere, Limbile Străine. Un festival al limbilor europene predate și studiate în Municipiul Bălți, care sunt 7 la număr. Simțim susținerea ambasadelor, consulatului României care este pe teritoriu și a comunităților, etniilor care își desfășoară activitatea în municipiul Bălți. Din 2012 am startat un proiect comun împreună cu Universitatea de Stat ale Corosol în pregătirea inginerilor. Și anume inginerilor care ar putea cu ușurință să se adapteze în orice companie care este producătoare de construcție de mașini sau producătoare de careva piese auto, unde tinerii puteau cu ușurință să facă atât partea teoretică cât și partea practică direct în întreprindere. Circa 35 de studenți absolvenți acestui program au fost angajați la noi întreprindere în diferite funcții, începând de la inginer în departamentul de planificare tehnică sau în departamentul de calitate, departamentul de resurse umane, adică este un spectru destul de larg. La universitate funcționează și catedra militară. Activitatea didactico-metodică este axată pe pregătirea cetățenilor pentru apărarea patriei și completării rezervei forțelor armate, în conformitate cu programele aprobate de Ministerul Apărării. Ce tehnici utile înveți aici? De exemplu, chiar și apărarea contra armelor nucleare, din cauza chiar și pe timpul pașnic, pe timpul liniștit, totuși trebuie să știi cum să te aperi în caz de un conflict armat. Fiecare bărbat este obligat să fac serviciu militar. Un lucru cert este că uniforma militară nu este specifică doar bărbaților. Eu sunt o fire puternică care pe viitor vreau să lucrez în poliție. Cel mai mult mi-a plăcut tragerea, a trage din armă. Avem discipline foarte interesante care nu am cunoscut așa domeniul până acum. La moment ne aflăm în clasă de pregătire tactică. În față avem 1-1 macheta centrului de instruire a garnizoanei Bălți, unde petrecem ședințele practice și tragere de luptă. După absolvire, li se oferă gradul militar de sergent inferior, specialitate de comandant de grup. Instituția dispune de săli de sport spațioase, unde studenții practică diverse activități sportive. Echipa de baschetă noastră se pregătește pentru a participa la campionatele studențești republicane. Avem loc de frunte la basket băieți, mini fotbal, așa, kickboxing, avem campioni republicii. Cercetarea și educația reprezintă două elemente distincte ale calității procesului de învățământ universitar și sunt evidente atât pe plan național cât și internațional. Atât studenții cât și profesorii din cadrul instituției beneficiază de burse de mobilitate individuală. Am putut să beneficiez de o bursă Erasmus, de a merge în mobilitate în Universitatea din Pitești, și datorită profesorilor care m-au format, m-au instruit aici, mi-au creat competențele pe care le-am putut valorifica
cu colegii de acolo, încât și cu cadrele didactice. Mă bucur foarte mult de experiența pe care am avut-o și de oportunitatea de care am beneficiat. Este o oportunitate de a învăța sau de a-ți îmbunătăți nivelul de limba engleză, fiindcă este folosită ca un mijloc de comunicare. Este o oportunitate de a-ți schimba viziunea în general despre lume, despre oameni. Valeria studiază matematică și informatică. Spune că a ales acest domeniu deoarece de mică și-a descoperit pasiunea față de științele exacte. Pentru rezultate remarcabile, în 2017 a reușit să beneficieze de bursa guvernului, iar în primăvara acestui an s-a ales cu bursa președintelui Parlamentului. Am depus o muncă foarte mare, pentru că sunt multe posibilități, dar trebuie să știm cum să beneficiem de ele și când să acționăm. Mă stăruiesc să mă implic în diferite olimpiade, conferințe științifice, de asemenea sunt și laborant în cadrul unui proiect de cercetare ProfAdapt. Noi avem relații foarte frumoase cu Agenția Universitară a Francofoniei, cu schimbul academic german, care permite de asemenea accesarea de burse în Germania, universități din Franța. Ne focusăm pe acele politici care înseamnă internaționalizarea aici acasă. Aceasta ar însemna ajustarea planurilor de studii pe programe pe care le avem deja acreditate inclusiv internațional la programele de studii din universitățile partenere și aceasta facilitează, să zicem, armonizarea contractelor de învățare pentru studenți, că e mai ușor să găsească disciplinele care ulterior le recunosc aici acasă. Cea care contribuie la satisfacerea deplină a necesităților informaționale complexe ale studenților, cadrelor didactice, cercetătorilor, inspirând descoperirea intelectuală și de învățare prin formarea culturii informației, este Biblioteca Științifică a Universității. Peste 1 milion de documente astăzi numără colecțiile bibliotecii noastre. Plus la aceasta, oferim acces la diferite baze de date, suplimentând astfel fluxul informațional către utilizator. Deci, astăzi, cei care vin la biblioteca noastră au posibilitatea să acceseze bazele de date peste 100, baze de date internaționale foarte valoroase. Pe parcursul activității, Universitatea de Stat Aleco Rousseau a pregătit un număr considerabil de specialiști, care astăzi activează cu succes în diverse domenii. În continuare, vă propun să aflăm în ce măsură i-au ajutat cunoștințele acumulate în cadrul acestei instituții. Am pășit pragul Universității Aleco Rousseau în 1995, am absolvit prima facultate și am fost foarte mult mulțumită de profesorii care s-au adus aportul în formarea calităților mele, în formarea personalității mele. Și apoi, peste 15 ani, eu am revenit înapoi la universitate și am ales aceeași facultate. Cunoștințele au fost ample. M-au ajutat pe parcursul activității foarte mult, atât în domeniul bancar, cât și acum în domeniul funcționar, ca funcționar public. Am obținut și mai multe posibilități de a ne autodezvolta pe plan profesional, adică ca cercetări științifice, ca dezvoltarea calităților de lider. Toate cunoștințele pe care le-am acumulat acum se îmbină cu ceea ce fac la lucru. Multe chiar din obiectele studiate aici m-au ajutat ca să mă adaptez acolo mai ușor și să pot să progresez. Mă mândresc de faptul că sunt absolventă Universității de Stat Aleco Rousseau din Bălți, o universitate cu tradiții frumoase, profesori competenți. Aici mi-am format viitorul profesional. Competențele care le-am obținut în anii de studenție le-am valorificat cu succes în cariera mea profesională. Învățător, în prezent, manager școlar. Pentru tinerii care doresc să-și urmeze studiile în acest an la Universitatea de Stat Aleco Rousseau, administrația instituției organizează concursuri la toate facultățile. Start se dă încă de la începutul anului de învățământ și continuă pe parcursul întregului an de studii la toate specialitățile. La aceste concursuri noi invităm atât elevii din licee cât și studenții din colegii să participe și încurajăm, pentru că întotdeauna câștigătorul concursului, cel care deține locul întâi, este înmatriculat în afara concursului la specialitatea pe care, la care a participat el în acest concurs.
Noi avem accesul liber, înscrierea o poate face individual fiecare elev, cel care crede în forțele proprii și din anumite motive posibil că nu poate depăși etapa liceului său pentru a nimeri la etapa municipală la concursul respectiv. Noi suntem deschiși și de obicei avem un număr destul de mare de participanți, elevii noștri demonstrează în primul rând competențe, sârguință și cel mai important dorința de a-și încerca forțele proprii și a trăi experiențe inedite aici la noi, la universitate. Eu vă doresc toate bune și vă dau întâlnire și sâmbata viitoare la aceeași oră. Și nu uitați, calea spre o carieră de succes constă în alegerea instituției de învățământ potrivite și specialitatea care vă reprezintă.